Avem în prezent un grup de 32 de ucrainieni. Sunt 27 de copii proveniți din sistemul de protecție ucrainean, împreună cu însoțitorii acestora. Au început să cunoască cuvinte în română, am început să ne înțelegem deja. Ei vin către noi, sunt foarte deschiși, sunt foarte afectuoși. Ne-am simțit fericiți pentru că am avut și noi de învățat de la ei și ei de la noi să facem activități cu alți copii, să comunicăm, să ne dezvoltăm. Am învățat că este bine să nu judecăm alți oameni cu dizabilități sau care au probleme în familie sau în țară. Să comunicăm și cu alți oameni, nu doar cu cei neapărat din țara noastră sau care sunt de aceeași limbă cu noi. Că toți suntem egali, toți suntem la fel, indiferent de chip, de comportament, de gândire, pentru că toți suntem oameni și avem un suflet și o inimă. Și să ne facem mulți prieteni, noi să... Și să nu facem diferențe unii față de alții. Copiii au fost foarte nerăbdători să vină. Noi am făcut la școală, la orele de educație civică, pe lângă ce aveam în program, am vorbit și despre această situație care a fost, mă refer la conflictul din Ucraina, mediatizat la televizor. Ei știau, au venit cu întrebări de teamă, da, le era teamă de această situație. Și atunci m-am gândit că este momentul să-i scot din școală și să vadă copiii care vin de acolo, din zona nefericită, și să interacționeze cu ei lucrând, să aducă un strop de bucurie copiilor și la rândul lor să și ofere, pentru că și ei au primit. Eu una văd o evoluție în starea lor, în felul lor de a fi. Eu spun că dacă sunt optimist așa și zic că dacă puterea dragostei de oameni va fi mai mare decât dragostea de putere, atunci se va stabili pacea. M-am simțit ca un erou pentru ei. Mi-am făcut foarte mulți prieteni și mă simt foarte bucuros. Să nu le fie frică, indiferent de ce s-ar întâmpla. Pentru că dacă ești curajos și plin de voie bună, vei putea face orice. Vei rupe orice barieră. A fost o zi foarte frumoasă și mi-a plăcut foarte mult și cel mai mult mă bucur că am reușit să facem ca pe echipul copiilor să apară un zâmbet.